Sindicatele din învățământ au anunțat că mâine, 17 mai, va fi grevă de avertisment în toate școlile în care există membrii de sindicat ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ. În perioada orară 11-13 nu se vor face ore, elevii urmând să fie trimiși acasă. În același registru al nemulțumirilor, sindicatele din învățământ au hotărât ca din 22 mai să declanșeze grevă generală, ceea ce înseamnă înghețarea anului școlar prin neîncheierea mediilor. Nicio reacție din partea guvernului în urma protestului din 10 mai, la care au participat aproape 15.000 de persoane, nemulțumite de lipsa de atenție și de susținerea revendicărilor salariale și materiale din sistemul de învățământ românesc. În consecință, dascălii mai trag un semnal de alarmă prin greva de avertisment de mâine, urmând ca din 22 mai să intre în grevă generală. Aproape 90% dintre angajații hunedoreni din sistem sunt de acord cu această măsură. Este grevă de avertisment între 11 și 13. Între aceste ore, toți angajații care au aderat la grevă încetează lucrul și nu desfășoară activitățile obișnuite din fișa postului. În măsura posibilităților, acolo unde se poate, copiii vor fi trimiși acasă, anunțăm de astăzi, cei mici care au ore până la 12 sau cei care au ore până la 1 vor fi trimiși acasă, cu informarea de astăzi a părinților. Acolo unde sunt ore și după ora 1, încercăm să recuperăm acea oră într-o altă zi, că nu poți să ții copiii două ore în școală fără să faci nimic, cum ar fi supraveghezi și după aceea de la unul să mai faci o oră. Acolo încercăm pe cât posibil, comitetele de grevă discută cu directorii să găsească soluții la nivelul fiecărei școli și acolo să fie trimite acasă, iar ora de la 1 la 2 să fie recuperată. Dacă nu se găsesc soluții, cum sunt grădinițele cu program prelungit, acolo n-ai cum să trimiți copiii acasă, că sunt mici. Vor fi supravegheați 90% aproape în județul Hunedoara, au aderat la grevă, plus acțiunea de la București arată hotărârea. Alocarea 6% din PIB-ul României pentru educație ar fi rezolvat toate problemele semnalate de sindicate și nu ar fi dus la radicalizarea situației, mai spun liderii de sindicat.